Republica Moldova nu va adera la UE nici în 2024, nici în 2025. Acest proces este unul de durată și necesită reforme ambițioase. Declarația a fost făcută de ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Ianis Majeix, la o emisiune de la Radio Moldova. În ceea ce privește lansarea negocierilor pentru aderare, oficialul a precizat că totul va depinde de evaluarea pe care Comisia Europeană o va face în luna octombrie. Potrivit lui Ianis Majeix, aderarea Moldovei la UE depinde de un șir de factori. Totul este în mâinile cetățenilor Republicii Moldova. Este clar că nu veți adera la UE nici în anul 2024 și nici în 2025. Acest lucru înseamnă că procesul de negocieri va continua și în mandatul următorului parlament. Și după următoarele alegeri prezidențiale. De aceea, cred că este foarte important ca această determinare a alegătorilor Republicii Moldova să fie menținută și în anii următori. Potrivit diplomatului, Moldova înregistrează progrese în implementarea celor 9 recomandări formulate de Comisia Europeană, odată cu obținerea statutului de țară candidată. De asemenea, ambasadorul spune că sugestia pentru autoritățile de la Chișinău este să mizeze pe calitatea, nu pe viteză în realizarea reformelor. Este greu de anticipat dacă Uniunea Europeană va iniția negocierile de aderare cu Republica Moldova în acest an sau nu. Primul test va avea loc în luna octombrie, când Comisia Europeană va realiza un raport asupra progresului înregistrat de țara noastră în implementarea reformelor. Decizia finală va fi luată de Consiliul European în decembrie 2023, mai spune diplomatul. Va trebui să vedem evaluarea Comisiei Europene cu referire la cât de bine a avansat Republica Moldova, cu referire la cei noi pași recomandați de Comisia Europeană în iunie anul trecut, atunci când i s-a acordat Republicii Moldova statutul de țară candidat și cum s-a lucrat la legislație pe parcursul acestui an. Toate lucrurile astea vor fi evaluate în octombrie, pe lângă celelalte țări, va fi evaluată și Republica Moldova, va fi prima evaluare pentru Republica Moldova, dar nu prima pentru alte țări candidat. În baza acestui raport de progres, acest raport va servi drept bază pentru a discuta între liderii conducătorii sau primii miniștri ai țărilor UE, fiindcă nu doar Bruxelles face evaluarea, având în vedere că UE este o uniune a 27 de state suverane, este la fel de important cum se formează această opinie. Șeful delegației UE mai spune că este vizibil efortul autorităților de a avansa în implementarea celor 9 recomandări formulate de Comisia Europeană în iunie 2022. Pe domeniile sensibile este necesar ca autoritățile de la Chișinău să acționeze fără grabă în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, spune diplomatul. Aspecte precum curățarea sistemului judecătoresc, lupta cu corupția sunt domenii în care am sugerat să nu se meargă prea repede, pentru că nu este important doar ca lucrurile să fie făcute, ci ele să fie făcute bine. Proiectele care vizează independența justiției, domeniul de securitate sunt foarte sensibile. De aceea este nevoie de implicarea partenerilor internaționali, a mai spus ambasadorul. În luna martie, de la tribuna Parlamentului, președintele Maia Sandu a declarat că în 2030 Republica Moldova trebuie să fie țară membră a Uniunii Europene. Potrivit șefului statului, acum este șansa reală să devenim membru cu drepturi depline al familiei europene. Ea a precizat că avem susținerea statelor UE, dar cât de repede vom ajunge acolo depinde de noi toți. Ulterior, Parlamentul European a votat o rezoluție în care cere începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană până la finalul anului 2023, după îndeplinirea celor 9 recomandări enunțate de Comisia Europeană. Domeniile vizate sunt justiția, combaterea corupției și crimei organizate, dezoligarhizarea, reforma administrației publice și a serviciilor publice, managementul finanțelor publice, consolidarea rolului societății civile în procesele decizionale și protejarea drepturilor omului. Republica Moldova a primit statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană la data de 23 iunie 2022.